Specialiștii în cardiologie susțin că 500 de pași în plus pe zi te ar putea ajuta să trăiești mai mult. Studiile arată că acest exercițiu zilnic contribuie extrem de mult la sănătatea organismului. O viață sănătoasă și de lungă durată se construiește treptat, cu ajutorul obiceiurilor mici pe care le poți adopta în fiecare zi. Să mergi pe jos este unul dintre cele mai facile moduri de a-ți îmbunătăți starea de bine, dar și sănătatea organismului. Această activitate fizică te poate ajuta să previi apariția bolilor de inimă, după cum susțin specialiștii. Exercițiile fizice sunt extrem de importante pentru sănătatea organismului. Chiar dacă nu ai timp să mergi zilnic la sală, ar trebui să te asiguri că până la finalul fie care zi ai făcut puțină mișcare. Studiile arată că 500 de pași în plus pe zi te-ar putea ajuta pe termen lung. Nivelul zilnic de activitate fizică este important pentru susținerea sănătății inimii. O persoană cu stil de viață sedentar își poate crește riscul de apariție bolilor de inimă, susțin specialiștii. Cele mai recente studii sugerează că mersul pe jos are mai multe beneficii decât ai fi crezut. Dacă adaugi încă 500 de pași la activitatea ta zilnică de mers pe jos, atunci ar putea să-ți prelungești durata de viață. Este un un efort excelent și un mod minunat de a începe această călătorie. În felul acesta vei putea integra obiceiuri simple pentru un stil de viață mult mai sănătos. Mersul pe jos te va ajuta pe termen lung pentru sănătatea inimii. Cercetările obținute de American Heart spun că 150 de minute de exerciții zilnice pe săptămână pot fi ideale pentru îmbunătățirea sănătății organismului. Nu este nevoie să mergi întotdeauna câte 10.000 de pași pe zi. Chiar și 5 minute extra te pot ajuta să-ți atingi obiectivele sănătoase. Relatează ca tine grou.